Mi-a venit mie o idee, după ce m-am sculat, băi, hai vă frate, să ardem caietele, că toată lumea și-a ars caietele după bacalaureat, și am zis, bă, hai mă să le ard și eu, pentru că am ceva cărți, nu mai am absolut nevoie de niciuna, și haide să le ardem. Am aici un chiar în spatele meu, am un dulap în care țin cărțile, sunt cu foi, nici nu le-am verificat, vi le arăt acum, cred că trebuie să le verific, pentru că nu pot să le arunc pe toate, gen, adică mai am și niște culegeri pe care trebuie să le vând, că, na, am dat bani pe ele. Trebuie să cumpărăm niște benzină, cred, nu? Dar băi, sunt foi, de ce aș avea nevoie de benzină? Dar nu știu, cred că mă o să cumpăr, pentru că să fie tot în regulă. Mai am nevoie de benzină? Spuneți-mi în comentarii. By the way, nu uitați să dați follow pe Instagram, mergem să ardem caietele și nu știu dacă să luăm benzină sau nu. Bă, adevărul e că sunt cărți și ard mai greu, dar eu cred că nu mai trebuie să luăm benzină, nu mai luăm benzină, nu mai mi-e silă. Le desfacem acolo caietele oricum și vedem cum merge. Haideți să vă arăt și vouă caietele, vedeți cum stă treaba cu caietele. Și, na, cam caietele sunt, cred că se vede lumina, aolo, am pe manual aici, cam asta ar fi, și, nu e nimic interesant, așa, îs mai multe chestii, adică am mai multe foi, dar nu știu de ce am mai multe foi pe aici, am și câteva culegeri, am și o culegere de matematică, asta am dat vreo 30 de lei pe aici, știi, trebuie să le vând, am și asta trebuie să o vând. Și vedem, aranjez eu un pic toate cărțile, le pun pe categorii, ce trebuie să ard, ce nu trebuie să ard, ce trebuie să pun bine ca să vând și revenim după. A few moments later. După 5 minute în care mi-am luat să aranjez alea un pic acolo, le-am aranjat foarte, foarte rapid, adică am avut, stați să vă arăt și vă ce culegeri am dat și ce culegeri. Deci, și astea sunt cărțile mele, minunatele mele caiete. Cu biologie, asta e, am luat biologia prima dată, uitați ce frumos scriu, adică degradare, naturare ADN-ul, vedeți? Vedeți ce frumos scriu? Da, nimic interesant, ăsta matematică, aici am multe de matematică, vă dați seama, biologie, iar, era bun pe hormoni, sunt bune aici pe hormoni, pe nebunii, și da, ce cărți am pe aici, hai să vă arăt pregătire matematică, wow, numai matematică, aici și foi, cu fiziologia intestinului gros și tot felul de asta. Cam atât am avut de pregătit, haideți să mergem afară să le pârli. Tocmai ce am ieșit din benzinărie, am luat până la urmă, a rămas să iau niște benzină și ghiciți cât am luat. Avem aici o jumătate, nu, avem un litru ca stare, 2 litri. Am zis, bă, hai mă ca să terminăm mai repede, știi, să nu ardă în 40 de ore. Am zis, bă, hai mă că cumpăr un litru de benzină și oricum rămâne, că nu cred că o pun pe toată, gen, nu știu, vedem. Așa că, haideți mergem la locația în care ardem și ne vedem acolo. M-am întors că am uitat niște brichetele și m-am întâlnit aici și cu, dacă puteți vedea, aici sunt niște boi prin spate, nu știu ce boi mei. Și am întrebat dacă e safe să filmăm pe aici, să ardem pe aici și a spus că e ok. Mă însam așa în spate și acum mă întreb spre cărți și benzină, că v-am spus că l-am lăsat acolo, m-am însam niște brichete, aici sau brichetele. Și mergem, dar nu știu cât să mergem și adică unde să le ard, dar hai că vedem. Astea sunt, le-am lăsat aici și cred că mergem mai în față, puțin, nu știu, pe acolo sau undeva la umbră. Dar văd că bate destul de tare și vântul și asta afectează destul de mult. Deci înseamnă că, bine, am și apă la mine, dar asta înseamnă că nu se le las foarte mult să ardă, pentru că nu vreau să fac pe aici vreo ardere în natură sau nu știu cum e. Oricum le ard pe pământ și sper să fie ok. Dacă sper să nu vină poliță și ceva. Oirat, nu știu. Haideți că încerc să le aprind și vedem. Gata, am ajuns la o locație cât de cât super ok. Și am luat de protecție, după cum vedeți, am luat și apă. Am luat apă aici, benzină, cei și caietele pe care o să le dau jos și trebuie că am văzut că treceau. Treaba nasoală e că treceau oameni pe aici și sper să nu se supere sau sper să nu cheme poliția, că puii mei am dat foc la niște dată, așa că ne apucăm să pregătim și... Aici deja m-a luat panica din cauza
focului, pentru că era foarte, foarte mare și n-am știut că e chiar așa de inflamabilă benzina. Am luat repede, după cum vedeți, cred că am și înjurat un pic acolo pentru că m-am speriat, pentru că nu voiam să creez un incident. Nu au ars în întregime, știu și eu asta, dar au ars ceva pentru că mi-a fost foarte frică, m-am panicat foarte, foarte tare. Cam așa arată focul de tabără cu caietele, am dat cu niște apă că deja mi-a fost frică. Și cam așa arată, deci eu sunt mulțumit de rezultat, adică am pus benzina, luat imediat foc. Și cam asta ar fi nebunia, știți? Adică nu cred că mai am ceva să fac. Zic să mă duc la mașină să nu se întâmple ceva pe aici, mai sunt câteva caiete, dar o să le arunc, o să sting focul automat. Adică o să vedeți și voi când o să sting, bă, m-am speriat un pic, adică recunosc. M-am speriat, cu oricine să speria, adică puii mei. Și sper să-mi vine ceva pe aici, ține focul vară și vouă și merge spre mașină, automat. Desfacem sticlu, tâzga și stingem tot. Așa. Gata, cam asta a fost nebunia. Zic că le-am stins. Și gata, nu mai e nimic. Asta o să le... Bă, n-ar fi frumos să le lăsăm aici, dar bine că n-au ars toate, dar... A, ce n-au ars toate, what the fuck? Ars doar așa, da. Hai că dacă e ars bine, nu? Da, trebuie să fac curat. Adică am lăsat punga aceea, deci nu vă gândiți că las așa murdar. O să le bag toate în pungă, o să fac curat, pentru că așa e normal. Și ne vedem la mașină, facem o concluzie și cam atât. Deci nu uitați, dacă ardeți caietele după bacalaureat, ardeți-le în condiții de siguranță, luați-vă apă, luați-vă benzină și faceți curat dacă vă rămân anumite chestii, cum o să fac eu. Gata, am ajuns la mașină, ăsta a fost videoclipul. În mașină sunt 40 de grade, afară sunt 50 de grade. Invers. Afară 40 și mașină 50, este foarte cald. Eu cred că mai am ceva de filmat pe aici. Alt videoclip, cred. Deci cam ăsta a fost și videoclipul. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare. Vara asta facem videoclipuri și sper că o să vă placă. Sper că apăsați butonul de like, nu uitați să dați un follow pe Instagram. Pentru nebunia mea, chiar dacă n-a fost chiar o nebunie că pui un fars și da, eu vă mulțumesc pentru vizionare, ne auzim la un nou videoclip. Salut prieteni și nu uitați să-mi dați un follow și descărcați-mi și jocul din descriere și altceva nimic nou. Salut, ne vedem la un alt videoclip.